Cremele de plajă ar fi toxice este o nouă controversă apărută pe rețelele de socializare. Oamenii scriu pe internet faptul că loțiunile cu factor de protecție nu ajută la nimic și sunt doar bani aruncați pe fereastră. Deși o parte dintre internauți par a fi convinși de acest lucru, explicația dermatologilor este cu totul alta. Toată debatura a pornit de la postarea unui antrenor de fitness, James, care este urmărit de peste 250.000 de oameni. Acesta le-a cerut urmăritorilor să nu mai folosească creme de protecție solară, pe motiv că astfel nu își mai au aportul necesar de vitamina D, care este importantă în apărarea corpului de bolile autoimune. Gândiți-vă pentru un minut, ei, companiile farmaceutice și autoritățile din domeniul sănătății au nevoie de voi să credeți că soarele este rău, a declarat James. În schimb, medicii dermatologi ne recomandă să folosim protecție solară, pentru că aceasta previne arsurile și apariția cancerului de piele. De asemenea, dermatologii atrag atenția că nu este nevoie să mergem la plajă pentru a ne lua doza de vitamina D, întrucât reușim să o sintetizăm în viața de zi cu zi prin expunerea la soare, relatează Antena 3.ro.